Transferul handbalistului Sucevan Daniel Stanciuc, în vârstă de doar 19 ani, la campioana Dinamo București, a intrat în atenția celor care iubesc acest sport și în evaluarea stafului de la CS Universitatea Suceava. Subiectul a fost tratat pe baza unor analize pertinente la ultima conferință de presă. Potrivit antrenorului Petru Ghervan, CS Universitatea nu-i poate oferi tânărului handbalist Sucevan atmosfera de Champions League. Nu știu ce ar fi însemnat Daniel Stanciuc pentru Suceava peste un an, doi, trei sau patru, dar în construcția de echipă pe care intenționăm să o facem aici la Suceava, el este unul dintre jucători care a evadat, a progresat mai repede și nu putem să-l ținem pe loc. De asemenea, opțiunea jucătorului a fost decisivă, dar și cuvântul pe care l am dat noi ca și club în momentul semnării contractului cu echipa de seniori în urmă cu trei ani. Ce nu putem oferi noi? Atmosfera de Champions League, contextul de pregătire și un antrenor cam cum este Xavier Pascual, a explicat antrenorul Petru Gervan. Acesta mai preciza că Daniel Stanciuc va pleca în vară de la Suceava doar în anumite condiții. Noi am transmis dorințele noastre în elaborarea acordului de transfer. Dacă nu va juca suficient în campionat și în Champions League, se va întoarce la Suceava. Daniel are însă o excepțională capacitate de a crește și sunt sigur că va confirma la Dinamo. Îi va impresiona pe toți. A mai spus antrenorul Ghervan. Monitorizat în ultimul an, inclusiv de cluburi din străinătate, Daniel Stanciuc a explicat motivele pentru care a ales să-și continue cariera la Dinamo. Xavier Pascual a fost factorul decisiv pentru mutarea mea la Dinamo. Am o relație foarte bună cu el, este un antrenor incredibil de la care ai doar de învățat. Am fost impresionat după discuțiile cu el și m-a convins fără să stau prea mult pe gânduri. Dinamo este un model pentru orice echipă din România. A spus Tanciuc, handbalistul de 19 ani, a vorbit și despre planurile sale de viitor. Mi-a plăcut tot timpul să iau totul pas cu pas. Am pornit foarte bine aici la Suceava, unde mi s-au dat minute de la 16 ani, ceea ce nu se întâmplă la niciun club din țară, așa că sunt profund recunoscător pentru acest lucru. Apoi vreau să joc în Liga Campionilor, iar Dinamo să fie doar o altă rampă de lansare spre handbalul de cel mai înalt nivel. Până să vorbim însă de toate acestea, urmează șase meciuri extrem de importante pentru CS Universitatea din Suceava și sunt focusat doar pe acest lucru. A încheiat Daniel Sanciuc.